Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Mă bucur că pot sta de vorbă pe Îndelete astăzi cu unul dintre puținii ziariști cu talent, dar și cu conștiință pe care îi cunosc. Denis Grigorescu este redactor șef adjunct la săptămânalul Jurnalul de Argeș, este redactor la cotidianul Adevărul, este autorul la peste 300 de materiale publicate în presa din Austria, Elveția, Slovenia, Germania, Belgia și Luxemburg. A realizat Denis de asemenea o suită de interviuri cu nume sonore de pe planeta noastră sonoră. Între ele, pianistul Richard Clayderman, dizidentul rus Vladimir Bukovski, Orhan Pamuk, laureatul Premiului Nobel pentru literatură, avocata lui Carlos Chacalul, fiul lui Pablo Escobar, fratele lui Che Guevara și lista curge. Și a mai realizat Denis Grigorescu și că pe acolo pe unde trecem, că vrem, că nu vrem, crește în urma noastră ceva. O floare, un copac, un om, o amintire, uneori o piază rea. Bună dimineața, bună dimineața, dragă Denis. Mulțumesc pentru caracterizarea foarte măgulitoare de la începutul emisiunii. Te-am prins în ramă, nu? Da. Te-am prins în fotografie. E foarte... Eu așa sper. Da, da, foarte, foarte bună și foarte concisă și foarte, repet, foarte măgulitoare. Dragul meu, Denis, aș vrea să te ascult, sunt curioasă să te ascult povestea. Îți mai fac o mărturisire acum, pentru că ne urmăresc și cei de acasă. Ai văzut că am spus că ai și talent, ai și conștiință. Și aș mai adăuga că ai un anumit tip de inocență pe care în presă și în general în viața de astăzi, viața în linia întâi a frontului, ți-o fură, ți-o răpește. Inocența aia a omului care nu refuză, se îndârjește să privească lumea cu ochi de copil, în ultimă instanță cu ochii lui Dumnezeu, da? Absolut. Și pentru asta te apreciez. Mulțumesc. Aș vrea să începem, sărim așa din pătrățică în pătrățică, aș vrea să începem cu cea mai prețioasă amintire a ta ca ziarist. Omul, locul, contextul și emoția. Sigur, cred că cea mai prețioasă amintire a mea ca jurnalist este cea mai recentă, întâmplător sau nu. Este vorba de un interviu pe care l-am luat solistului trupei Scorpions, Klaus Meine, care, întâmplător sau nu, e și solistul meu preferat all time. Și a fost contextul foarte, foarte interesant în care am reușit să iau un interviu. Întotdeauna, așa cum ați spus și în prezentarea mea, mi-a plăcut să caut altfel de interlocutor, mi-a plăcut să caut imposibilul. Și la Adevăr e foarte bine că am acea deschidere. Nu sunt limitat să scriu numai din zona mea. Limita mea e globul. Și legat de Klaus Meine, de mult îmi doream să fac un interviu. Eu am spus Scorpions de când eram elev mic. Da. Și la un moment dat m-am gândit ce ar fi să încerc să fac un interviu tocmai cu Klaus Meine, pe care l-am și văzut în concert de două ori. Sunt pasionat, trăiesc muzica Scorpions ca și altor trupe. Și am făcut rost de e-mailul avocatului trupei Scorpions din Germania. Și mă gândeam acum că se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din Decembrie și de la căderea comunismului. Da. Mai ales că cei de la Scorpions au scris și acea melodie fantastică, Wind of Change. Sigur. Compusă chiar de Klaus Meine și i-am dat un mail spunându-i cine sunt, că doresc să fac un interviu axat și pe căderea comunismului și pe Wind of Change. M-am gândit, cine știe, poate nu răspunde, da. Eu sunt un ziarist, el e Klaus Meine, un gigant care cântă de 50 de ani. Și culmea, aproape că nu venea să cred, chiar am început să țopăi prin cameră când am văzut mail-ul. După 4 zile am primit răspuns de la avocatul celor de la Scorpions, în care îmi spunea exact cu o precizie nemțească, în ziua de, la ora de, poți să-l sun pe Klaus Meine? Și vă dați seama că am răspuns instantaneu. Cred că a fost unul dintre cele mai rapide dauri din viața mea, probabil după cel de la căsătorie. Și am răspuns, da, în ziua respectivă l-am sunat pe Klaus Meine, făcusem automat un set de întrebări. Întotdeauna, la mine e o regulă, înainte de a face un interviu, mă documentez ore întregi, nu-mi permis să fac întrebări stereotipe. Îmi adică păstrezi spontaneitatea, dar cu limită. Automat, limita. Automat. Da. Întotdeauna ai loc de spontaneitate. Sigur, dar da. În general, place, mai ales când e vorba de o mare personalitate, nu pot să-mi fac un interviu superficial. Categoric. Focusem niște întrebări, aveam emoții. Când am auzit vocea lui Klaus Meine la telefon, am crezut că n-aud bine. L-am întrebat domnul Klaus Meine și a zis da. Și tu ești Denis? Și zic da. Și apoi a fost o discuție extraordinar de naturală, de parcă am fi fost prieten de decenii întregi, nu eu ziarist și el un nume uriaș al rockului mondial. Și am vorbit mai bine de jumătate de oră și a fost o discuție absolut minunată, încântătoare, care merită multe, multe epitete. Ai spus mai devreme că
nu crezi în imposibil. Nu. Ai declarat-o de fapt de câteva ori. Da, și o reconfirm. Chiar nu crezi în imposibil? Nu, cred în lucrul la imposibil și în transformarea lui imposibil. Uh-huh. Nu ți s-a întâmplat totuși să trăiești în viață evenimente care să te solicite până la a-ți ruina credința asta în posibil, imposibilul care devine posibil? Au fost. Eu cred, de pildă, în imposibil, de asta mă uit așa, ușor nedumerită la tine. Au fost și momente, ca la fiecare, au fost și momente de cădere, automat. Ar fi o ipocrizie să spun că totul e numai lapte și miere. Au fost, ca în viața fiecare, momente de cădere, dar și atunci când imposibilul părea cu adevărat imposibil, m-am gândit la alte căi de, Și de a din lua. Tot ceea ce ți-ai propus și părea că este imposibil, totul s-a rezolvat, nu? Mai am de lucru. Mai devreme sau mai târziu? Mai am proiecte, proiecte încă în lucru la imposibil. Cum ar fi? Cum ar fi scrisul la un scenariu de film. Așa. În prezent lucrez la un scenariu de film, un film pe care îl voi realiza cu un regizor cunoscut din București. Deocamdată nu pot da nume. Nu îi spui numele, da. Deocamdată nu avem. Dar ați bătut palma. E un acord verbal, gentleman agreement, ca să spunem așa. E un scenariu inspirat, culmea, de mai multe articole de ale mele publicate în Adevărul și în Jurnalul de Argeș. Și e un subiect foarte actual. Și tu ești eroul? Nu sunt eu eroul. Eu sunt autorul scenariului. Nu, Denis este eroul. Denis ziaristul este eroul, nu? Nu, sunt personaje. Automat, influența mea se va regăsi și în anumite personaje. Da. Dar eu o să-mi las amprenta ca scenarist, în primul rând. Automat se va vedea și tușa mea personală și personalizată în acel scenariu. Mai durează automat câteva luni, pentru că nu pot să fac un scenariu. E prima oară când fac un scenariu, e o provocare nouă. Dar cum s-a întâmplat? Tot așa tu ai forțat nota și ai trecut dincolo de frontiera imposibilului? Tot așa, eu am forțat nota, scris mai multe articole pe o temă, repet, foarte interesantă și care a făcut ocolul lumii, pornind din Argeș, tot așa, nu pot să dau mai multe detalii și la un moment dat m-am gândit ce ar fi dacă aș face și altceva în afară de acele articole, acele consemnări și așa mai departe. Și mi-a venit ideea unui scenariu. Era o perioadă în care reciteam chiar un scenariu al lui Quentin Tarantino, Ticăloș fără glorie. E unul dintre filmele mele preferate din ultima vreme și m-a fascinat să citesc un scenariu. Era prima oară când citeam un scenariu și reciteam. Și am zis, dacă aș încerca să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată, un scenariu de film. Și așa am început să fac rezumatul, fișele de personaje, am început să schițez draftul acțiunii și după ce am avut ceva, o bază, am început să trimit mail-uri la regizori cunoscuți. Da. Pentru că am zis, dacă tot încerc să încerc la nivelul la un anumit standard. Da. Adică asta mi-am dorit. Adică dacă tot fac ceva, să o fac cât mai sus posibil, dacă se măi, poate. Denis, măi, viitor scenarist. Cine acum știe, poate și peste mări și țări, nu? Da. Din seria aceasta de interviuri cu personalități, care ți s-a părut cel mai dificil de realizat? Și alege tu perspectiva. Poate că dificil era cel intervievat. Poate că dificil a fost relația, procesul de a ajunge până acolo. Poate că a existat o altă piedică. Da, cred că au fost vreo două sau trei interviuri. Așa, pot spune dificil de realizat ca etape preliminare ale realizării interviului. Da. Unul dintre ele a fost cu fratele lui Che Guevara. Eu îmi doream de mult să fac un interviu cu cineva din familia lui Che Guevara. E un personaj controversat, un personaj foarte cunoscut, un personaj care atrage cu bune și rele, automat. Da. Și am încercat acum vreo 6 ani să o caut pe sora lui, care lucrează la un acvariu din Cuba. Nu mi-a răspuns. Am mai încercat la băiatul lui Che Guevara, între băieții lui, nu mi-a răspuns. Tot căutam, știam că are mai mulți frați și am aflat de fratele lui cel mai mic, care scrisese o carte de amintiri despre fratele său împreună cu o jurnalistă franțuzoaică stabilită în Los Angeles. Și mă gândeam cum să fac să iau legătura cu el. Am intrat pe rețea, pe LinkedIn, pe internet, am găsit contul acelei jurnaliste din Franța, i-am scris, i-am spus cine sunt, i-am spus că vreau să, dacă poate să mă ajute să fac un interviu cu fratele Che Guevara. Mi-a spus că vom ajuta. În paralel, am căutat și niște e-mail de la editurile din Spania și din Argentina, unde fusese publicată cartea. Am scris și acolo. Mi-au dat e-mailul fratelui Che Guevara. Nu mi-a răspuns. După ce am vorbit din nou cu jurnalista franceză, mi-a spus că el răspunde mai rar pe mail, dar că ea îi va scrie și îi va spune că îl caut. Și după ce i-a scris, la câteva zile mi-a răspuns și am făcut interviu. A durat cu totul 2 luni procesul de facere al interviului.
Ai emoții, de obicei, emoții care să te scuture, așa cum scutură păsările copacul. Da, dar sunt emoții pozitive. Da. Și emoții care o motivează. Emoții am întotdeauna. Nu, da, e, da. E în ființa mea să am emoții. Da, dar da. Sunt pozitive și automat... Și e frumos până la urmă să ai emoții. Exact. Și, da. Și poate dacă n-aș avea emoții, poate n-aș reuși să fac un interviu personalizat. Și saltul dinspre imposibil către posibil. Exact. Da. Emoțiile sunt un ingredient obligatoriu în saltul ăsta dinspre imposibil spre posibil. Doamnelor și domnilor, acum să știi că stând de vorbă cu tine, înțeleg mai bine de unde impresia mea de inocență. El are 42 de ani, nu se sfiește să-și spună nicio vârsta, problemă. Dar să știi că stând de vorbă cu tine am senzația că stau cu un flăcău de vreo 20 și ceva de ani. Ai o energie și o poftă de viață care mă lipsesc. Da, nu mai pierdut pasiunea. Sufletește câți ani ai? 42 scrie în buletin. Cai. Cred că am momente în care sufletește, mă gândesc că tot mai am dat bacalaureatul. Așa, sau vezi? În care tot mai am dat licența la facultate. Da. E variabil, pentru că, după cum știți foarte bine și vrem să spunem că dacă ne pierdem inocența, nu mai suntem. N-ai trecut de 30, să zicem. Da, ales un prag. Da, eu câteodată îmi place să mai zic că am o vârstă X, nu știu, 20 de ani, plus TVA. Și la TVA îi spun taxa pe vârstă adăugată. Așa, da, da. Deci undeva în 30 e o vârstă bine estimată. Denis, cum ai ajuns? Cum ai aterizat în presă? Și aici o poveste interesantă. Povestea mea și iubirea mea față de presă și pasiunea asta pentru presă și pentru scris în general a început din facultate. Când eram mai mic, nu mă gândeam că o să ajung jurnalist, nu știu, când eram eu copil. Așa. Trebuie să recunosc aici că e o influență indirectă și a mamei mele, care a avut un cult pentru cărți, pentru scris și am avut cultul ăsta de mic. Deci mereu mi-a plăcut să simt cartea fizică, mână, să simt mirosul de carte, nu? Să citesc de mic. Și poate că și de aici a fost așa, poate indirect și cumva într-un subconștient, o pasiune din asta cultivată pentru lectură, pentru scris, pentru citit. Când eram mic, am avut niște tentative de a scrie niște mini-povești. Mi-a ieșit jalnic, recunosc, prin clasa 3-a-4-a. Am abandonat acea idee, am zis, mai asta nu merge. Și în facultate aveam la un moment dat o profesoară de limba engleză care era din Liverpool. Altă întâmplare sau coincidență, care poate nu e, Liverpool e echipa mea de fotbal preferată. Uh-huh. Și acea profesoară la un moment dat a venit cu ideea să facem o revistă trilingvă a facultății, o revistă care i-am dat numele Cocktail. Vreau să zicem Cocktail Molotov, dar a fost prea dur numele. Se interpreta. Exact. Și aveam o echipă de colegi foarte, foarte ok. Am făcut acea revistă în trei limbi, în română, în franceză și în engleză. Acolo am început să scriu, efectiv, am avut un articol în engleză și unul în franceză. Și a apărut revista în mai 1998, am lansat-o, așa s-a nimerit, la un fast food din centrul Piteștiului, că n-am găsit alt loc. Întâmplător, pe acolo a trecut, la un moment dat, și Varujan Vosganian. L-am chemat la lansare, l-am luat așa cu fulgi cu tot. Și de acolo a început frumoasa... A început aventura ta și relația ta cu presa. Exact, da, relația strânsă, da. Conjugală. Da, da, e o altfel de relație conjugală. O altfel de relație, da. Cu nicio lună în urmă știu că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România ți-a recunoscut meritele, ai fost premiat. Cum a fost? A fost o surpriză. Te așteptai? Nu te așteptai. Nu, eu bineînțeles fost închemat la o ședință a Uniunii Ziariștilor. Este prima distinție pe care ți-o acordă această Uniune exact, de profil din România. Da. Chiar a fost o surpriză foarte plăcută. Eu fost închemat la o ședință. Inițial nici nu eram sigur că mă pot duce. Aveam mai mult de lucru de scris, de documentat și m-am zis, hai să mă duc. Și la final, când domnul Mihai Golescu, directorul Cotidianului Argeșu, acolo de fapt mi-am început eu cariera în presă, a spus numele meu și mi-a făcut tot așa o prezentare foarte frumoasă, a fost o surpriză foarte, foarte plăcută. Și mai ales că UZPR-ul e o instituție de prim rang. Este de forță, da. Și eu bucurie că direcție. Că ți-e recunoscută munca, pasiunea, ceea ce faci, interviurile imposibile pe care le faci. Și a fost o bucurie, o bucurie care persistă automat, că nu e ceva ce poate fi uitat. Rămânem în zona distincțiilor și mă întorc acum către telespectatori. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că Denis a câștigat în anul 2010 un concurs național de romane polițiste, da? Exact. Cu romanul Criminali în paralel. Ei, cum este că, uite, te învârți în zona asta, scenariu de film, roman polițist, cum a fost cu romanul? Eu mai scrisem un roman prin 2006. Și de ce polițist? Da, o să vă spun imediat și de unde a pornit totul. La un moment dat, prin 2008, veneam de la serviciu, în fața blocului unde locuiam în acea vreme, am văzut o pereche de pantofi roz. Și așa a fost ca un declic, au început să vină ideile legate de un roman polițist cu niște pantofi otrăviți. Uh-huh. Și de acolo am început să schițez draftul zi de zi, pas cu pas.
Și draftul a rămas. Cu personajul ăsta a rămas mai bine de un an la Sertar. Iar în vara lui 2010 am văzut în Cotidianul Adevărul, cu care colaborez acum și cu care îmi doream foarte mult să colaborez, un articol legat de un concurs de romane polițiste. Era, țin minte, luna august 2010. Iar termenul era de trimis octombrie 2010, așa că în două luni a trebuit să scriu un roman de 200 și ceva de pagini. A fost contratim, dar mi-a făcut mare Câți plăcere. Câți ați fost în concurs? Au fost câteva zeci de scriitorii, da, debutanți și, mă rog, scriitorii debutanți și cu experiență. Și scriitori consacrați. Erau, de exemplu, și scriitori care aveau peste 70 de ani, cu zeci de volume la activ. Și au fost din toată țara scriitori. A fost un juriu select și elitist, al cărui președinte era domnul George Arion, pe care eu l-am apreciat foarte mult. E un autor de romane polițiste absolut de mare ținută. A fost acel concurs, am primit un e-mail în luna octombrie că am câștigat. Recunosc că îmi doream să câștig, pentru că altfel nu mă înscriam. Întotdeauna când mă înscriu la un concurs unde mă pricep, mă gândesc că vreau să câștig sau să fiu acolo în frunte. Adică nu mă înscriu pur și simplu ca să particip. Și mi-a dat mail domnul George Arion. A fost o surpriză automat. O așteptam, mă gândeam, visam la ea. Și m-a anunțat. A trebuit să mai tai puțin din roman, pentru că era un pic cam mare. Și apoi a fost lansarea romanului chiar la Târgu de Carte Gaudeamus de la București. S-ar zice că te-ai oprit, dar noi doi știm că nu te-ai oprit. Nu, continui, pentru că am tot timpul idei și am caiete în care îmi scriu idei de cărți și nu e scris nu e ceva o pasiune cu stop. E o pasiune continuă. Da. Indiferent că e vorba de jurnalism sau de scrisul de cărți, de scenarii. Adică e un virus pozitiv care nu m-a abandonat niciodată. Spune-mi, te rog frumos, ce anume din experiența ta de ziarist, da, lași să treacă în paginile literare, ce anume îți dai seama că te împiedică și, mă rog, încerci să stai de vorbă cu acel ceva și să-i spui lasă-mă acum, demon mic, ce ești tu, pentru că eu scriu literatură. Automat, au fost și experiențe negative în cariera mea de jurnalist, ca în cariera oricărui ziarist. În general, lasă să transpară și transpire în aceste rânduri experiențele inedite. Cu oameni altfel, cu oameni special, cu povești interesante, cu anumite scene care mă inspiră. Sunt multe scene pe care pur și simplu le văd pe stradă și care nu apar în articole, dar eu mi le notez. Am un, nu știu, între ghilimele, prost obicei. De a-mi nota diferite momente, replici pe care poate le au, nu știu, în autobuz, în metro, când mă duc la București, sau văd o mimică, un gest, un chip expresiv, mi le notez. Și mă inspiră viața până la urmă, în toate zonele ei, gri sau mai puțin gri sau mai mult colorat, pentru că mie îmi place, în general, să văd viața în cele mai frumoase culori. Să o vezi curcubeu. Exact, îmi place curcubeul și la propriu și la figurat. Știu că ai o familie frumoasă. Ai o fetiță pe care o iubești. Dacă nu mă înșel, tu și cu actorul Dan Andrei sunteți cei care postați frecvent fotografii cu iubirile voastre, adică fiecare cu fetița lui, da? Da, chiar. Uite, două întrebări. Ele sunt, uite așa, legate. Așa, mai repede, așa. Le aștept. Cum iubești și cum îți place să fii iubit? Iubesc cum scriu și chiar mai mult decât atât. Iubesc cu pasiune. Adică nu-mi place să iubesc 10%, 50%. Nu. Și fierbinte. Adică atunci când iubești, ferească Sfântul, nu? Da, asta sunt eu. Acum... Da, așa, e foarte bine și eu sunt la fel. Da, adică chiar când iubesc, nu iubesc cu jumătate de măsură. Da. Și e o pasiune care e și înscris și în viața mea. Adică, tu năvălești, tu iei în posesie, nu? Când iubești. Nu. Da, poate înăvălesc, dar fără a fi posesiv. Încerc să păstrez tot în control, adică să nu fie derapaje nici în viața personală, nici în viața profesională. Și cum îți place să fii iubit? La fel sau mai rece? Mai... Nu, îmi place să fiu mai sfios? Nu, îmi place să fiu iubit la fel și chiar mai mult decât atât. Deci adică faci față. Sunt ok, da. Unei cuceriri. Da, vine cuceritoarea peste tine și tu adică știi să ții piept. Să simt răspunsul la fel. Tot, adică să fie pe aceeași undă reacția, nu reacția adversă. Am înțeles. Haideți să vorbim puțin despre viața de zi cu zi într-o redacție de presă din România zilelor noastre. Și mă refer la provincia românească, o provincie medie, cum este orașul nostru, cum este județul nostru. Cum o simți și cum te simți? Înțeleg că te simți bine, că e timpul tău, că e pielea ta. Dincolo de asta, ți se pare că presa face tot ce poate, că face mai mult decât ce ar trebui să facă?
Da, e o viață interesantă, viața de zi cu zi, și aici mă refer la Jurnalul de Argeș. Și exact. Da. Unde e astăzi, echipă... de exemplu, tu vei fi de serviciu seara, nu? Da, după amiaza, seara. De căutat subiecte automate. E o viață plăcută și mă bucur că la Jurnalul de Argeș e o echipă de jurnaliști profesioniști, pentru că, din păcate, în ultima vreme am văzut că s-a diluat numărul ziariștilor adevărați. Iar la Jurnalul de Argeș e o constatare pozitivă și trăită pe pielea mea. A rămas o echipă foarte bine sudată, o echipă de ziariști cu multă experiență și o echipă de ziariști care empatizează. Asta e foarte important. Și ce mai e foarte bine, ca și în presă de altfel, nu e un program normat. Când mă gândesc la Jurnalul de Argeș, cumva mă gândesc la Google. Pentru că și la Google nu e un program standard de 8 ore, stai la birou 8 ore. Adică e o libertate de a scrie, o libertate de a căuta subiecte. Niciodată nu mi-a plăcut să am un timp normat. Uh-huh. Și la Jurnalul de Argeș, ca și la Adevărul, am găsit libertatea asta de a-mi face programul. Care este profilul jurnalistului care, eu știu, știe să stea pe poziții, pe picioarele lui, ferm și deschis astăzi? Pentru că el nu mai seamănă cu ce știam noi odată. Absolut. În primul rând, cred că trebuie să fie un jurnalist incoruptibil. Pentru că ar fi prima calitate obligatoriu. După tine, da? Exact. Trebuie să fie, asta e părerea mea, un jurnalist care să știe cel puțin o limbă străină și să o știe bine. Așa este, pentru că altfel nu poți ieși din bula asta locală. Da? Nu poți, da, dacă vrei să faci un interviu cu un străin, nu ai cum. Și e nevoie să și citească în limbi străine ca să-i se lărgească orizontul exact. De interpretare. Și e foarte bună remarca dumneavoastră, trebuie să fie și un jurnalist care a citit și care citește. Și nu numai presă, care citește cărți. Cultivat, da. E un ingredient deci obligatoriu. Incoruptibil, limbă străină, cultură generală și chiar mai mult decât atât. Exact. Pasiune. Și ar mai fi pasiune. Să fie un ziarist documentat. Da. Și să iubească meseria. Pentru că dacă nu iubește, degeaba e cultivat și are toate ingredientele. Dacă nu iubești și n-ai pasiune, cum spuneam Montaigne, e o știință fără conștiință. Da, da, da. Și e obligatoriu să fie ingredientele astea. Și să fie bucuria de a scrie. Și automat să ai talent. Dacă ar fi să dai o definiție presei de la ora actuală, de la noi, cam cum ar suna ea? E o iubire frumoasă, dar prost plătită. Prost plătită. Da. E o iubire foarte frumoasă. Dar, în păcate, în presa din România e problema asta financiară. Ca să-ți poți permite să lucrești, să trăiești în mass media, trebuie să ai mai multe joburi. Pentru că altfel nu mai poți rămâne. Acum mi-am pregătit o listă cu întrebări tot așa. Sărim, vreau să te bulversez, să vedem dacă faci față. Îmi plac întrebările. Da, da, da. Ai declarat iarăși în repetate rânduri că te impresionează copiii fără părinți. Te impresionează copiii lăsați de izbeliște. De ce? Și că dacă ai putea, i-ai înfia, i-ai lua la tine acasă pe toți. Da, și nu reneg afirmația asta. Așa simt eu, pentru că eu vreau să văd cu mai multă fericire în jurul meu și mereu mă impresionează când văd copii fără iubiri, fără părinți, nu știu, văd copii fără căldură, copii fără familie, copii care nu au cu cine își împărtăși inima până la urmă. Și mă impresionează și mereu mă va impresiona asta, adică nu e o constatare... Ai scris despre ei? Am scris și voi mai scrie, sub o formă sau alta, pentru că e un subiect care în România, din păcate, e tratat în multe, multe rânduri superficial. Și de multe ori văd că, inclusiv oficial, își aduc aminte de copii fără părinți și de bătrânii singuri numai de sărbători, de Paște, de Crăciun, de Anul Nou. În rest, uităm. Numai când e vorba de mediatizat, în general, ies în față anumiți oameni. Sau, și în general, ne aducem aminte de cei care nu au căldură și iubire numai în anumite ocazii. Și uităm prea des să empatizăm cu cei care nu sunt norocoși și fericiți ca noi. Da. Și e păcat. Uite o altă întrebare, care nu are legătură cu ce ți-am adresat mai devreme, da? Cu chestiunea de mai devreme. Care este cel mai mare dușman al tău? Care este cel mai bun prieten al tău? Cel mai mare dușman al meu? Cred că e timpul insuficient. Așa? Cred că dacă aș fi cumva la guvernare sau dacă aș avea o pilă foarte mare la guvernare, aș face trafic de influență, între ghilimele, să se schimbe ziua de la 24 la 48 de ore. Uh-huh. E, dar cum negociezi cu cosmosul acolo și cu... axa aia care se schimbă. Încercăm să punem pile și mai sus. Da. Deci timpul ar fi dușmanul tău cel mai mare. Da. Și cel mai bun prieten? Cel mai bun prieten... De fapt, ar trebui să te întreb altceva înainte. Ce înseamnă pentru tine prieten și când devine acest prieten bun, cu adevărat aproape de inima ta?
putem vorbi și de prieten la figurat și, și de prieten sigur că da, la propriu. Sigur că da. Cred că cel mai bun prieten, în mod clar și indubitabil, e familia mea. Uh-huh. Sunt oamenii care mă iubesc, oamenii care sunt, da, oamenii la care țin și oamenii care mă motivează să fiu mai bun în fiecare zi, să lupt. Iar la figurat, cred că cel mai prieten la noi e pasiunea și inocența asta despre și, care vorbeați. Și tu, și eu. Tu ești cel mai prieten, e un trio, senzația, da, la figurat da, e un, da, da, e un din trio. Dintotdeauna ai fost așa în armonie cu tine? Nu, am avut și momente de dizarmonie. Da, da. Nu, nu e tot timpul, dar, dar procentul majoritar de armonie. Că ești aliniat cu esența ta, știi exact ce vrei, știi pe unde trebuie să calci. Mai am și îndoieli, da, dar nu, da, pot să le exteriorizez mereu, înțeles, automat, da, ca fiecare. Dar nu îmi pierd pasiunea, da, oricât de greu ar fi. Pentru că avem momente grele, momente dificile, momente în care ni se pare că ne pierdem toate direcțiile și avem un haos interior, dar nu renunț la pasiune și la să iubesc ceea ce fac. Îți arunc altă minge acum, da? O aștept. Câți la filo. Ani ți-ar plăcea să trăiești? Și ce schimbări majore, radicale să prinzi? Și despre care să scrii? Da, mi-aș dori poate să-l depășesc pe Matusalem, dar asta ar însemna ca și medicina să evolueze și automat e un răspuns conex cu ce m-ați întrebat. Mi-aș dori să se descopere cât mai devreme remedii pentru bolile incurabile. Uh-huh. Și deja aici văd că omenirea e pe drumul cel bun. Chiar am făcut în interviuri cu oameni care lucrează în domeniul ăsta cercetării al remediilor pentru cancer și deja se lucrează la remedii foarte, foarte bune pentru diferitele maladii. Inclusiv am vorbit la începutul anului acestui an cu un laureat al premiului Nobel care a făcut niște descoperiri fantastice pe domeniul imunoterapiei în cancer și care deja sunt aplicate. Am mai vorbit și cu un cercetător român, nu e de Bitești, din Timișoara, trăiește în America, Adrian Botul cheamă, a luat un echivalent al premiului Nobel pentru imunoterapie, a descoperit o terapie fantastică pentru leucemie, prin intermediul care poate fi vindecată leucemia în doar 2 luni. Costă, e drept, deocamdată pe $400.000. Adică pentru noi va fi accesibil tratamentul? Mai durează câțiva ani, dar ei încearcă să o facă cumva să fie cât mai accesibil pentru înțeles. Toată lumea. Dar, Denis, uite, aș vrea să intrăm în problema asta trecând dincolo de corp, accesând ușor niște sfere, da? Să le spunem metafizice. Le accesăm. Uite, eu îți fac acum o mărturisire ție și anume aceea că nu mi-aș dori să trăiesc mai mult decât spiritul meu poate să primească și să proceseze. Imaginează-ți că aceste corpuri ale noastre ar trăi 150-200 de ani, ne-am oprit la vârsta la care ne simțim cel mai bine, unii la 30, alții la 40. E da? Bun. Ce facem însă cu spiritul? Trebuie să rămână mintea și spiritul. Mintea și inima. Păi aici trebuie lucrat. Îți dai seama cum ar fi să ai tu, să arăți tu cum arăți acum, perfect, da? Mulțumesc. Și să trăiești, eu știu, să te duci cu trupul ăsta perfect până prin anul 3000 sau, mă rog, 2400. Da, eu... Nu te-ai simți străin, marginalizat? Aici aș mai adăuga o condiție. Ca să trăiesc mult, automat asta ar implica să trăiască și cei dragi mie. Pentru că n-aș putea trăi singur. Adică n-aș putea trăi, bine, nu știu, așa 200, cum te cunosc eu pe tine, ți-ai găsi prieteni, ți-ai găsi tovarăși de drum. Da, dar să fie și oameni cu care să empatizezi sufletește. Da. Pentru că oamenii găsești. Dar asta să este. Fie pe aceeași unde cu tine, cei dragi. Spiritul epocii se modifică și atunci ce exact. Te faci tu cu spiritul de acum peste 100 de ani? Lucrăm la minte și o adaptăm. Crezi? Încercăm. Crezi, da. Încercăm. Deci ți-ar plăcea să trăiești, asta este concluzia, cât mai mult cu putință. Da, și repet, împreună cu cei dragi. Împreună să cu nu cei trăiesc dragi. Singur, pentru da. Că ar fi un egoism nociv și ineficient. Până la urmă să trăiesc, nu știu, 200 de ani, 900 de ani. Adică dacă n-ar fi și oamenii la care îi țin și oamenii pe care iubesc în zona mea, m-ar fi, până la urmă, o misiune imposibilă și, și prozaică. Am ajuns la cuvântul da. Imposibil, misiune imposibilă. E, aici asta da. Chiar ar fi. Uite, da. Adică aș trăi, dar aș trăi pur și simplu banal. Da. Și n-ar fi o viață cu pasiune. Ce părere ai, și uite cum ne învârtim așa, ne învârtim, ne rostogolim, sigur. Ce părere ai despre cititorii din zilele noastre, care sunt tot mai puțini, care nu știu de fapt ce caută, sunt și ei confuzi, cum sunt și timpurile. Voi, la Jurnalul de Argeș, faceți, așa cum ai remarcat și tu, o treabă excelentă. Sentimentul meu, convingerea mea, sunt că vă adresați multor categorii de public, da? Și celui care vrea să priceapă cum se rostogolește mecanismul, cum funcționează, exact. Și celui care caută emoție, și celui tânăr, și celui bătrân, seniorilor, da?
cât de mult s-a schimbat, însă, în raport cu ultimii 5 ani, să zicem, acest public cititor și care apreciezi tu că este viteza cu care se va schimba? Viteza automat va fi una în creștere constantă. Impresia mea este că se schimbă nevoia la un an, doi, se schimbă, nu? Poate chiar mai des în segmente des, de cititori. Da, se schimbă fantastic. Calitatea cititorilor, vârsta lor automat... Voi rămâneți la standardul pe care vi l-ați ales, da? Și pe care îl onorați. Da, deja recunoscut. Așa este. Dar ce te faci cu cel care te citește și care săracul la un moment dat nu înțelege? Nu pentru că ești tu de vină, pentru că tu rămâi acolo, o făclie. El, săracul, n-are instrumentele, nu le mai are în dotare. Nu, noi încercăm la Jurnalul de Argeș să ne adaptăm și limbaj, adică să nu fie un limbaj codificat, să ne adresăm la toate gamele de cititori, da. Pentru că fiecare, gusturile sunt împărțite. Poate unii citesc investigații, unii citesc politică, unii administrații, unii cultură, unii editoriale, SEO. Și încercăm să acoperim toată gama și aici contează și expertiza echipei cu care lucrez la Jurnalul de Argeș și, repet, o echipă profesionistă și care știe să scrie Știu, cu adevărat. Dar ați ajuns în situația de a discuta în ședințele voastre de redacție despre, dom'le, cum să mai formulăm textul ăsta astfel încât să-l înțeleagă cei mulți sau cât mai mulți? Reformulări sunt și vor fi mereu. Că mie mi s-a întâmplat în cultura unde lucrez să fiu nevoită să mă adaptez, dar coborând puțin niște trepte, pentru că nu mai sunt înțeleasă. Și înseamnă să fac eu un compromis cu mine. Mai trebuie în anumite dăți făcute compromisuri de adaptare a limbajului și poate uneori de simplificare a limbajului, dar asta fără să scadă calitatea materialului de presă. Deci, automat, nu am putea supraviețui dacă nu ne-am adaptat limbajul și scrisul la toate caturile cititori, dar adaptarea asta, ok, e o simplificare, dar nu e și o diluare a calității scrisului. Deci tu zici că simplificare, dar fără să cedăm în zona diluării. De calitate. Ok, da. Pot fi și articole simple, nu simpliste, articole în care să nu apare emoția scrisului, dar trebuie și acele articole făcute, pentru că sunt diverse articole în care nu poți fi subiectiv, că aș mai scrie un eseu. Trebuie făcute și acelea, și la Jurnalul de Argeș, și la Adevărul. Adică e... Da. Ceva ce trebuie făcut. Relația voastră cu tinerii care nu citesc este care? Rămânem în zonă, da. Da, e o relație, și mă bucur cum ați întrebat, e o relație bună. Noi de aproape de ani chiar avem în fiecare lună o pagină Jurnal de Argeș în care scriu studenții la Universitatea din Pitești. Și scriu bine, studenții sunt bine pregătiți. Da, sunt bine pregătiți. Ce spune profesionistul? Sunt bine pregătiți și o să vă dau și o dovadă concretă. Da. De aproape 2 ani avem o colegă care a început scriind la acea pagină a studenților de la Universitatea din Pitești și care acum e colega noastră de redacție. Marie Tudor o cheamă. Da. E o jurnalistă cu mare potențial, care scrie bine, scrie curat și căreia eu îi văd un viitor în presă la nivel foarte bun. Și mai avem acum încă o studentă care scrie la acea pagină și care chiar în luna decembrie a debutat și în afara acelei pagini cu un interviu. Și e un debut bun. Deci dovadă că la Universitatea din Pitești e o pepinieră care încă dă roade bune. Da. Și roade care se văd. Da. O definiție a vieții, Denis? Acum că, uite, schimbăm anul... Vin diversi specialiști din diversele domenii, mai mult sau mai puțin ezoterice, care spun unii că 2020 este un an al provocărilor, dar fără să-l manseze. Ascultam ieri pe cineva, în care eu cred, să zicem, care spunea că 2020 va fi un an rău pentru toată planeta, dacă întotdeauna există un dacă nu înveți niște lecții și așa mai departe. O definiție a vieții? Acum definiția că schimbăm vieții, anul? Da, nu știu, aș defini viața cumva... ca o mie și una de povești, de așa, iubire, de pasiune, ca o mie și una de nopți, o mie și una de insomnii. Așa, o definiție la prima mână, la prima frază. Cam așa aș vedea eu, așa. Un amalgam, dar un amalgam pozitiv, din care avem ce învăța și viața merită trăită, oricât de greu ar fi ea și oricât de dur ar fi. Pentru că important e ca în viață procentul majoritar să fie de momente pozitive. Și să încercăm noi să facem asta. Și prin ceea ce facem și prin cei cu care interacționăm. Pentru că automat, prin alegerile noastre, ne influențăm viața în fiecare zi mai mult sau mai puțin voit. Fetița ta îți seamănă? În ce proporție? În ce direcții? Da, îmi seamănă. Și aici automat sunt subiectiv de unul. Câteodată îi zic Denis cel mic, deși da, e fetiță. Da. Și are tot așa, are curiozitate, are pasiune.
Îi place să citească. Știu că îi le și cultivi. Da, și place. Adică o trimiți, mergi cu ea exact. Pe la diverse cursuri creative. Da, nu forțez și chiar... Ateliere creative. Da, chiar are pasiunea asta, că niciodată nu mi-am dorit să impun cu forța copilului meu anumite direcții. Că și eu am crescut tot așa, nici eu n-am fost obligat de familia mea să urmez anumite direcții, a fost ceva natural. Am ales să studiez din străină, am ales să scriu, nimeni nu mi-a zis, nu știu, fă matematică, fizică sau biochimie. Și fetița mea, automat îmi doresc pentru ea tot ce e mai bun, să aleagă cele mai bune drumuri, în același timp să aibă și o bază frumoasă, inclusiv partea de lectură, de descoperiri, de evoluție. Și mă bucur că are entuziasmul meu. Dacă ar fi să scrii acum, pentru că ne apropiem de finalul anului și de finalul emisiunii, dacă ar fi să imaginezi, în linii mari acum, o poveste de sărbători pentru fiica ta și pentru toți cei din generația ei, cam care ar fi coordonatele astea magice pe care s-ar mișca povestea ta? Aș face... Și uite-te către camera, sigur. Acolo le o spunem ei și copiilor de vârsta ei. Da, aș face o poveste specială de Crăciun cu un Moș Crăciun care se rătăcește. Așa. Și care se rătăcește... Deci o ai în minte, nu te-am provocat eu acum. Nu te-am prins pe picior greșit. Eu mereu am idei. Așa, da. E o poveste cu Moș Crăciun care se rătăcește, dar care se rătăcește într-o casă de oameni sărmani. Da. Într-o casă de oameni care nu au mai cunoscut cu adevărat bucuria Crăciunului. Și tocmai această rătăcire a lui Moș Crăciun în casa unor oameni sărmani, un trai mai mult decât gri, le schimbă viața. Dintr-o rătăcire iese o poveste frumoasă. Denis, îți mulțumesc și mai adaug încă un motiv de admirație. Doamnelor și domnilor, orice l-aș întreba, are cuvântul potrivit și un lucru care pentru mine contează enorm, ai o imaginație bogată. Mulțumesc! Să poți să construiești imediat o poveste plecând de la un simplu cuvânt sau de la o întrebare la care eu nici nu mă gândisem când am deschis emisiunea. Da, că ți-o voi adresa. Da, este mare lucru, pentru că, în opinia mea, unul dintre defectele majore ale lumii de astăzi este că nu are grijă de imaginație. Și de creativitate. Și de exact. Da, și îmi place de mult. Și chiar acum, pe loc, am gândit la o poveste și am făcut-o. Și... Dragul meu, ți-am descoperit, deci pe lângă cele două calități enunțate la începutul emisiunii 3, am mai descoperit două, sunt 5 cu totul. Deja să mulțumesc. Sper să ne mai vedem. Cu mare drag. Da? Tu să rămâi la 20 și plus puțin TVA, de ani, da? Plus TVA, în corpul pe care ți-l dorești, da? Să-ți reușească imposibilul, adică să traversezi și spiritual epoci, da, dacă se poate. Iar eu să mă bucur de tinerețea și de frumusețea și de imaginația și de dezinvoltura ta și a celor care îți seamănă. Mulțumesc. Indiferent de vârstă. Și eu întorc urările la fel și vreau să le urez și telespectatorilor un an nou la superlativ în toate planurile, alături de cei dragi, bineînțeles. Evident, doamnelor și domnilor, vă lăsăm cu bine un 2020 pe care să-l primiți cu planuri frumoase și neapărat cu conștiința împăcată. La mulți ani! La mulți ani!